Numele de la o televiziune că e pe bază de alcool aici. Și de șprițuri. L-a băgat la o televiziune națională în care omul povestea cum e blocată comuna Țifești și cum oamenii de acolo nu mai pot și că nu s-a făcut, cum n-a făcut nimic președintele Consiliului Județean și cum l-a ajutat prefectul și cu subprefectul. Doamnelor și domnilor, comuna Țifești, majoritatea satelor din comuna Țifești nu au fost izolate nicio secundă. Singurele trei sate care au fost blocate, e vorba despre Bătinești, Igiești și încă unul, domnul Matache. Prisecan. Prisecan, da. E vorba de drumul din E85, Bătinești, Bizighești, Bătinești, Oleșești. Vreau să vă spun că pe acest drum se acționează de o oră și jumătate cu autofreza. Dar domnul primar și cetățenii, partea cealaltă de 3.000, aproape 4.000 de cetățeni din comuna Țifești, au putut circula și la Panciu, au putut circula și la Odobești, au putut circula și la Focșani. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Singurul drum practicabil în toată această perioadă, pentru care am ținut ce? L-am ținut deschis pentru situațiile de urgență, se referă la municipiul Focșani, orașul Odobești, orașul Panciu. Pe Panciu l-am ținut ca să putem aduce urgențele din, după Valea Șușiței, de la Soveja în jos. Pe Odobești l-am ținut ca să putem aduce urgențele de la Andreașul în jos. De singurul drum practicabil din acest județ este drumul Focșani și le spun cetățenilor cu mare drag, cei care locuiesc în aceste zone, Focșani, Câmpineanca, Unirea, Odobești, Jariștea, Bolotești, Satul Nou, Țifești, Satul Nou, Panciu, pot circula pe acest drum în condiții de iarnă fără niciun fel de problemă. Deși drumurile paralele și drumurile care merg într-acolo, drumurile naționale, sunt toate închise.